Ce credeți că au în comun aruncarea unei săgeți la jocul de darts, jocul pe o rampă de skateboard, aruncarea unei mingi sau salturile unor pești deasupra apei? Aparent, poate nu găsiți nicio legătură, dar toate aceste acțiuni sunt legate între ele prin relații matematice, căci mișcarea se face prin descrierea unui arc de parabolă. În matematică, fizică, dar și în cazul altor discipline, se pot reprezenta prin grafice unele relații algebrice provenite din probleme practice. Reprezentarea grafică are avantajul că permite vizualizarea, analiza și interpretarea variației unei expresii matematice atunci când variabilelor li se dau diverse valori. Dar ce este o parabolă? Apolonius din Perga, un geometru și astronom grec, în opera sa fundamentală Conica, introduce denumirea de parabolă și prezintă numeroase proprietăți ale ei. În general, o funcție de tipul f, definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0, poate fi scrisă și sub forma: relație în care delta egal b² minus 4ac este discriminantul ecuației ax² plus bx plus c egal 0. Această scriere se numește forma canonică a funcției f și permite aflarea mulțimii valorilor funcției, precum și a valorii maxime sau minime a funcției. Justificarea acestui fapt este următoarea: dacă a mai mic decât 0, avem. Și funcția are valoarea maximă egală cu minus delta supra 4a obținută pentru x egal minus b supra 2a. Dacă a mai mare decât 0, avem. Și funcția are valoarea minimă egală cu minus delta supra 4a. Observăm că f de minus b supra 2a egal minus delta supra 4a. Graficul funcției f, definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0, este mulțimea grafic. Reprezentarea geometrică a graficului funcției f, definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0, în sistemul de axe ortogonale x, o, y, se numește parabolă. Punctul V de coordonate minus b supra 2a și minus delta supra 4a se numește vârful parabolei. Calculăm coordonatele vârfului V al parabolei folosind formulele: xv egal minus b supra 2a și yv egal minus delta supra 4a. Să studiem intersecția parabolei cu axele de coordonate OX și OY. Rezolvarea ecuației ax² plus bx plus c egal 0 implică 3 cazuri distincte. În cazul delta mai mare decât 0, ecuația are două soluții reale distincte, x1 diferit de x2, iar graficul intersectează axa OX în punctele a de coordonate x1 și 0 și b de coordonate x2 și 0. În cazul delta egal cu 0, ecuația are două soluții reale egale, x1 egal x2 egal minus b supra 2a, iar graficul intersectează axa OX în punctul V de coordonate minus b supra 2a și 0. În cazul delta mai mic decât 0 avem x1, x2 nu aparțin mulțimii numerelor reale, adică ecuația nu are soluții reale, iar graficul nu intersectează axa OX. Observăm că f de 0 egal c, deci graficul funcției va intersecta axa OY în punctul C de coordonate 0 și C. Graficul are ca axe de simetrie dreapta de ecuație x egal minus b supra 2a, dreaptă paralelă cu axa OY. Observăm că x1 plus x2 supra 2 egal minus b supra 2a, relație în care x1 și x2 sunt soluțiile ecuației ax² plus bx plus c egal 0. Deci, axa de simetrie a graficului conține punctul de coordonate m de coordonate x1 plus x2 supra 2 și 0. Semnul funcției f definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0, depinde de coeficientul lui x², pentru ca expresia ax² plus bx plus c se mai scrie, în formă echivalentă, ax² plus bx plus c egal a, pe lângă x minus x1, x minus x2, relație în care x1 și x2 sunt soluțiile ecuației ax² plus bx plus c egal 0. În cazul în care delta mai mare decât 0, expresia f de x egal ax² plus bx plus c va avea semn contrar lui a pentru orice număr real, x aparține intervalului deschis x1 și x2, semnul lui a pentru orice număr real, x nu aparține intervalului închis x1 și x2. În cazul în care delta egal cu 0, expresia f de x egal a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat va avea semnul lui a pentru orice număr real x, deoarece x plus b supra 2a totul la pătrat mai mare sau egal cu 0. În cazul în care delta mai mic decât 0, expresia f de x egal a pe lângă x plus b supra 2a totul la pătrat plus minus delta supra 4a va avea semnul lui a pentru orice număr real x, deoarece minus delta mai mare decât 0, iar x plus b supra 2a totul la pătrat mai mare sau egal decât 0. Intervale de monotonie pentru f definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0. În tabelul de variații al funcției f se marchează monotonia funcției prin săgeți. Dacă a mai mare ca 0, funcția f este strict descrescătoare pe intervalul minus infinit minus b supra 2a și strict crescătoare pe intervalul minus b supra 2a plus infinit. Dacă a mai mic decât 0, funcția f este strict crescătoare pe intervalul minus infinit minus b supra 2a și strict descrescătoare pe intervalul minus b supra 2a plus infinit. Iată un exemplu din fizică ce folosește proprietățile funcției f definită pe R cu valori în R, f de x egal ax² plus bx plus c, unde a, b, c numere reale și a diferit de 0. În cazul aruncării unui corp pe verticală în sus, legea h de t egal v0t plus a supra 2 ori t la pătrat indică înălțimea în metri la care se află corpul după t secunde. Realizând graficul sau folosind formulele coordonatelor vârfului parabolei, vom afla înălțimea maximă la care ajunge corpul respectiv. Dacă aruncarea obiectului se face după legea h de t egal minus t la pătrat plus 4 ori t, observăm că înălțimea maximă de 4 metri se obține după un timp de 2 secunde. Te așteptăm cu noi subiecte din matematică. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, împărtășește informația și cu ai tăi colegi și profesori.